Vă salut, columbofili adevărat, suntem la Costa Sorin, județul Mureș, comuna Ibănești, sat Dulcea. Am venit la tine, Sorine, m-ai chemat pentru că ai o grămadă de căpăciți, pe albastru, pe roșu, și știu că, Sorine, am venit astăzi la tine pentru că te-ai mulțit foarte mult, mai ales la căpăciți, și ai avea de dat, așa? Cam da. Câți căpăciți ai avea de dat? Aici e prima cușcă în care venim, ai dat și maturi și pui. Și maturi și pui care cam câți dorești. Ai avea de dat? 20. 20, poate și mai mult. Poate și mai mulți. Auzi, la ce, la cât e bucata, sau perechea, sau cum, de maturi, pui? Depinde, dacă ia mai mulți, e negociabil, dacă nu, la 80 bătrânii și la 60 pui. Perechea? Perechea. Nu-i mult. Nu-i mult. Uite aici, ai doi pui. Amândoi așa i-au crescut. Da. Numai cu porumb și? Cu porumb, orice floare. Atâta. Bă, frumos. Ăștia și zboară la tine afară? Dintre ei da, dintre ei nu. De exemplu, nu le-ai dat drum afară. Pui din toamnă tardiv ăsta și nu ieși niciodată afară. Bă, foarte frumos. Acolo mai este unul din primăvară, mai sus, unde l-ați filmat. Ăsta roșu? Ăla roșu e chiar de acum. Da. Două săptămâni. Da. Mutat. Și mai am încă în pod acolo, sunt căpăciți. O să mergem și acolo. Foarte frumos. Știu că pe lângă pasiunea de voiajori, mai ai de voiajorii de zbor, cum s-ar veni, ai și ăștia de căpăciții. Frumos, mă, Sorine. Te-ai mulțit, așa? Până-i lumea. Auzi, tătă iarna ți-o scos? Da. I-ai lăsat să scos, da, tătă iarna. Da. Păi aici n-am mai avut unde să-i despart și-o rămas împreună. Uite și, de exemplu, perechea asta de bătrân cât ar fi? 80? Tot așa, 80. Deci oricare i-ai dat, mulți... i-ai dat. Da. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos, cred că s-ar obișnui și bătrânii dacă i-ar duce, bineînțeles, dacă îi ține până are pui și când îți pui mari, se obișnuiesc. Trimiși în țară, urmă cine vrea 20, îți dai seama că prețul e negociabil. Bineînțeles, dacă i-am foarte mulți. Frumos arată. Ăștia, uite și ăsta, aia de când e? Tot din anul trecut. Uite, este superb. Ăsta e oare albastru cu roșu? Nu, așa e. Așa, acolo, Isabel. Căpăcit pe Isabel, da. Isabel. Și mascul este și femeie. Uite, ăsta negru. La ce e negru? Femeluță. Și ăsta, ăsta e mascul negru? Da, negru pe marmurat, adică marmurat spre negru. Da, foarte frumos. Mascul și ăla. Foarte, foarte frumos. Deci, cei care doriți, contactați-l pe Nea Sorin, o să vă las numărul. Și cu drag oriunde în țară trimite și în străinătate dacă avem transport. Dacă avem transport. Uite, perechea asta e frumoasă, mă. Perechea asta e frumoasă. Hai să mergem și sus, Sorine. Hai, Sorine, cât ai aici, ne aflăm în pod, așa, Sorine? Da. Și chinci ai, să o șecezi. Chinci. Tip vechi. Și din ăștia dai sau numai căpăciți? Da. Bă, de aici ți-i spuma la căpăciți, mă. Vai, fain-s. Fain de tot. Ce le-ai dat? Numai grâu și porumb? Tot așa, porumb, grâu, orzai. Vai, uite, și ăsta negru, ce fain, mă. Foarte, foarte fain. Paiezi liniștiți. Câți porumbe ai în total, Sorine? Sau să n-audă soția? Toți se așa. Fain-s, mă, căpăciți. Ai și miule mari, ceva miule mari. O pereche. Și aia dai sau nu? Și aia dai. Tot la același preț, așa? Da. Tu cred că ai și mai cred că ai și 30 de dat. La cine trebuie, da, așa? Da. Să vină, să vadă care vine acasă. Sau care nu. Care nu. Dar cu trimisul e mai greu că nu prea sunt. Prea sunt. Bă, ăștia pe galben. E super, bă. Deci așa e pus pe galben? Da, sunt două perechi și o femeie separată. Foarte frumos. Uite, puișor, mă. Așa frați? Da. Foarte fain. Și acolo doi. Acolo încă doi. Acolo sunt pe roșu mici. Da, mă. Uite, și ăștia tot de acum. Da. Iarna. Nici la ăștia nu le dai drum afară, să le dai. Nu.
ce, că din cauza la răpitor. Da? Să-i vedem așa. Vedeți cum e. Foarte frumos, Sorin. Și la un preț pui 60 de lei perechi. Cine ia mai mult, e și 50 de lei perechi. Dacă ia și la 3-4 perechi în sus, dacă n-are rost, mai bine. Știu că să te complici până nu am trimisul și de astea, dar vă spun, super sănătoși și ai femeile de tot, așa? Negru sau mascul? E negru? Da, mascul. Mascul, sunt și vreo 3 perechi de negru. Uite și așa ce frumos este aici. Știu, de mulți de așa pe căpăciți. Cred că de cât? 30-40. Nu știu, pe primii porumbei. După urmă te-ai prostit, te-ai pus pe, da, pe voiajor, din mai care scoți bani. Cât ai de zbor voiajor? Parcă 90 ai scris. 90 am scris, bă, ceva rău, să vedem. Le vedem drumul în 5 minute prezent dinamicul. De aici ești la munte, între păduri. Vine și oi, de sus și tot vine care. Și aici sus ai. Da, ai de mine, omul. Dar pe așa nu e despărțit deloc, așa? Nu. Toată iar lăsat împreună aici. Și de aici care vine omul și alege ce vrea, așa? Da. Nu-i... Deci ai și chinci, ceva chinci. O așa să fie ce vrei, schici mă, sau ceva. Așa mi-a spus de la cine am cumpărat, că schini fit vechi. A, fi vechi, da. Scot, așa? Da, băi, uite, sunt doi pui. Ăștia, doi sunt pui de chinci. Ar, da. Unul da, da? Și unul cel de pe dragă. Din iarna asta. Și și ulemași, așa? Și ăștia-i dai. Ăștia de zbor oare miniulemașe sau și de zbor și de ornament? Uite pereche. Ceva din pimpărurei, un petrișor din aia care au dus ieri, nu știu ce, care au jurat pe da, da. Eu i-am de la un prieten. Da. Este tot, da. Cotețul ăsta de cât timp îl ai? Foaie. 30. Oi, cel mai vechi coteț am eu ăsta acum, celălalt le-am văzut. Azi de restul le-am văzut. Le-am stricat, am făcut altele noi, ăsta au rămas așa. Ăsta nu-l mai strici. Pentru a... Bă, nu-l mai stric ăsta așa, mi-e eventual cu doar amintit. Ai curent, lumina din el. Mestre, când mai venim seara acasă pe undeva și plămânzi, plăcăm da. Aici, vedem. Da. Oh, dar și te relaxezi când vii aici, da? Alții se relaxează la bufet, altul la meci. Da. Fiecare cum îi cade bine, cum s-ar spune. Tu la porumbei te relaxezi. Eu la porumbei când la porumbei uite doar. Superbă femeia asta. Superb. Asta e tot femeia. Da. Dar fiecare o mascul pe roșu, fiecare. Da? Da, deci un perechi pe roșu, perechi pe negru, un perechi pe albastru. Dar așa ai pus tu, i-ai reușit da, să-i pui? Da. Am urmărit și să văd ce îmi dă puii ca să iasă tot. Acolo au sare? Da, dar e sare drog. Sare drog. Dacă le-am pățit odată, le-am pus sare normală din aia mare și o mânca dintre ei. Nu a mers mânca. O muri dintre ei, o băut apă și-o... Da. Mi-a pus sare drog. De atunci eu nu mi-a pus sare normală. Alții le pun, alții peste ori, eu mâna de asta drog. Le pun pe bucată și apoi te deau cu ciocă acolo în așa. Da. Dar văd că ai și unul de ăla, voiajor, ceva de acest. Ăla e masculul și mai este o femeiță cucă, adică de areșă, cum zicem noi. Da. Îs porumbeii lui nepot și o zis să nu le dau drum afară. Deci ăla e unul dintre ei și femeluța, cred că lui... Croceaște pe undeva? Nu știu. Da, cred că acolo e sus, lângă ăștia, pe negru. Cred că acolo e tuibul lor. De unde? De acolo? Nu are nimic. Deci s-a pus masculul. Da. Deci aceasta e femeia. Aceasta e femeia. Da. Au, fii acolo să ui ce au. Au, și despre echea de porumbea nepoților da. Și apoi aia nu i-am lăsat pe afară. Deci eu au sânge de voiajorii ei. M-au rugat ei să-i bag să nu-i prinde ulei. Ia uite și ea roșii de acolo, să
sunt superi, mă. Am unul coborât, dar uite aici. Uite, așa erau rușii pereche, așa. Super, Sorin. Și este o pereche și unul pe negru, unul pe roșu. Da. Și iau ora ce scot? Ce ia ce scot? Scot căpăcis tot pe roșu, o dură. Ia să văd. Unul scot pe roșu. E obicei și câte unul pe negru, sau o tură pe roșu, o tură pe negru. Ăla e mascul puiul. Nu știu ce e. Da. Deci îi pui tot din iarna asta și ăsta. Da. Da, mă, frumos. Ai mulți aici. Cred că sunt 50 de căpăciți aici. Da, cu pui cât tot ar fi. Uite și aici 2. Da, și aici clocește. Da, mă. Înseamnă să te lărăți ca da. La loc ca să nu... Da, da, să nu... Ți-ai pereche pe negru. Da. Frumos. Și asta e pe Izabela cu cine? Are tot așa pereche sau nu? Are, dar încă nu sunt pereche, trebuie să-i pun pereche. E acolo Izabela femeia, acela e un mascul. Și asta e doar pe femeia aia. Da. Încolo pe frumos, Sorin. Nu uite cum dă kingul, vezi la mâncare la... Da. Ai doi kingiari. Și ai altul. Și kingi și bătrânii ei, da. Da. Toți? Da. Pe toți. Atunci rămâne numai căpăciții. Kingi cât e pereche? 80 de lei. Da, deci tot așa. Bine, Sorine, succes și o să lăs numărul tot de telefon cu mare drag, uitați, și vorba aia. Ieftin, ieftin. A, cum de-i dai așa ieftin? Da, să-i mai răresc, că sunt foarte mulți. Da. Și am promis la soție că-i mai răresc, că sunt exagerat de multe. Da, da. E că ai sunt nici să ne certăm din porumbei în familia de pe mine, da. Am zis că să încercăm să mai rărim ei, să mai dăm. Și cred că așa sunt perechea. Asta nu, ăla pe albastru, ai tot albastru, femeluța. Da. Și asta e femeia la lui. Da, da, asta. Da, așa are și lui acolo jos, doi mai mici. Tot așa pe albastru, că l-ați filmat aia înainte, aia frații da, mai mari. Da, 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 da. Doi de acolo sunt exact frații. Același, mama, același tata. Sorine, să treci și spor la vânzare. Repet, o să las numărul lui Sorin și pe ecran la început și în coment, cu încredere, trimite și în țară, găsim transport, bineînțeles, dumneavoastră să plătiți transportul sau puteți veni aici în ocazie la câți kilometri stai de Reghin? 28 de kilometri, la 28 de kilometri de Reghin și cam 60 de Târgu Mureș, 55, 60, 60 de Târgu Mureș. Până la mine curte. Și 130 de Cluj și 80 de Toplița. De București cât? Aha, București de mai departe. Bine. Vă salut cu stimă, Columbofil adevărat. Rămâneți pe canalul Columbofil adevărat. Vă salut.